de program cornul și laptele, de fapt fructe, cornul și lapte, un program pe care l-am modificat la un trecut prin act normativ. Inițiatorul este Ministerul Agriculturii, sunt banii europeni, cred că 430 de milioane, dacă nu mă înșel în memoria, este de îndotat programul cornul și laptele. Sunt foarte multe situații în care au existat acorduri cadru. Problema de licitație nu este, cred că numai la Bistrița, este și în alte județe. Nu am pot spune când va face acest lucru domnul ministru Daia, pentru că e o problemă internă a Ministerului Agriculturii. Însă vă pot spune ca ministru al Educației că trebuie să regândim acest program mult mai mult decât am făcut în foarte bine această etapă, funcționează. Dar acest program, colaborat cu programul nostru Masa Caldă, că știu ce pățim noi la Ministerul Educației cu Masa Caldă, se intersectează unul cu procedura de achiziții. Dacă nu vom schimba procedura de achiziții, și este obligația noastră să o facem, ca stat, vom avea această problemă în toate domeniile de activitate. Absolut toate domeniile de activitate. Nu mi s-a semnalat acest element de emitere de ordine de la Ministerul Agriculturii. Mie la Ministerul Educației, că nu funcționează. Știu că sunt semnale din țară că nu peste tot și s-a dus o programă cu și lactele, care e într-o etapă mult mai bună decât anul trecut. Și din punct de vedere a calității, din perspectiva elevului, dar sunt convins că, coroborat cu programul Masă Caldă, putem ca în următoarea perioadă să clarificăm acest aspect. Cine și cum trebuie să fac licitația, achiziția și toate celelalte. Ne-am inclus anul trecut masa și, de fapt, anul trecut în februarie, Masa Caldă. 50 de unități școlare. Și anul acesta am reușit proiect. Am continuat programul. N-am reușit să-l implementăm decât în 20. Pentru că s-au blocat în achiziție. Achizițiile publice, nu știu că începe anul școlar în 15 septembrie, se termină în 15 iulie. Și atunci, mecanismele ar trebui să fie mult, mult mai ușoare. Și asta este problemul nostru acolo, o să ne îmbunătățim. O să vă vorbesc cu ministrul Daia și cu companii s-a dat, să văd care este motivul pentru care întârzi acest lucru. Noi ne-am angajat și programul și cu școala de plânare, că ducem în zona aceasta, aproape la 700.000 de copii programul Masă Caldă. Acolo este idealul educațional pe care doreți. Să vină copilul dimineața la 8 la școală, să stea până ora 12, să ia masa, sub o formă, să mai stea încă 2 sau 3 ore în acea program de școală pe școală și să plece acasă fără teme și fără ghiozda încălcat. De aceea facem acum infrastructura școlară, de aceea regândim acum planul plecat, de aceea am lansat competițiile pentru rescrierea manualelor școlare și pregătirea corpului profesoral. Dar nu putem să facem peste noapte. Încă mai avem școli care funcționează la indice 3, adică sunt 3, încep la 7, termină 3 cule de ele. Acolo mergem și încet, încet spre zona aceasta ne îndreptăm. Eu sper, pentru că sper, sunt convins că în 3 ani de zile putem în 700.000 de copii din România să beneficieze de acest program Masă Caldă, care va locui programul Corpul și Lantă.